Ministerul Sănătății organizează în data de 17 noiembrie concursul național de intrare în rezidențiat pe loc și pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Ca și în anii trecuți, concursul se va desfășura în 6 centre universitare din țară, printre care și București. La Direcția de Sănătate Publică Giurgiu, doar 5 medici tineri s-au arătat interesați să ocupe un post în unitățile spitalicești din județ. Numărul înscrișilor este micuț în județul Giurgiu, sunt doar 5. Nu pentru Giurgiu în special, ci în ordinea mediului își vor alege aceste posturi și chiar specialității. Anul trecut câte au fost? În anul trecut a fost tot aceeași metodă și tot un număr asemănător, dar în urmă cu câțiva ani, 2 ani, 3 ani, 4 ani, s-au strâns un număr mare de rezidenți care deja unii se apropie de sfârșit de rezidențiat. În prezent, 64 de medici se află în stadiu de rezidențiat în spitalele din județul Giurgiu. Giurgiu deja așteaptă și speră să ajungă cei 64 de rezidenți care sunt deja în cursurile de rezidențiat. E adevărat că din acest număr foarte frumos și important, o bună parte n-au să ajungă în Giurgiu și au să găsească metode care să rămână în centre universitare. Concursul se va desfășura sub formă de test grilă cu 200 de întrebări pe o durată de 4 ore, iar punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut pe fiecare centru universitar, în limita posturilor publicate pentru fiecare domeniu.